Salutare, oameni buni, pentru astăzi sâmbătă 25 martie vă propun biletul meu, ca biletul pe care l-am dat ieri, de fapt cele două bilete. Biletul cu ponturi normale la cotă 3 a ieșit și a ieșit și marcatorul Mbappé. În valuri a fost francezii încă de la începutul meciului. Astăzi avem câteva favorite clare, în mod normal ar trebui să iasă și azi. La un moment dat vor apărea și surprize. Bun, pentru meciurile din fotbal o să joc așa Andorra cu România. România vine după un parcurs rău, în preliminarele pentru mondial a jucat foarte rău, a fost doar pe locul 3, dar acum joacă în Andorra. Andorra, echipă foarte modestă, care îi pierde cu Moldova 1-2, a pierdut cu Austria într-un amical 0-1 într-adevăr, a pierdut cam la limită cu Austria, dar era un meci amical. Dar poate să fie o echipă care să joace defensiv, dar eu zic că România cu Stanciu, Coman, cu Stanciu, Octavian Popescu, Tănase, eu cred că vom da două goluri. Așa că am jucat, România marchează 2 plus la cotă de 1,42. Tot din preliminare euro, Spania cu Norvegia. Norvegia nu joacă Haaland. Echipa norvegienilor nu este tocmai grozavă. În apărare au multe, multe slăbiciuni. Țin minte că în grupa de egalanților cu Slovenia au făcut un egal și o înfrângere. S-au mai chinuit acolo și cu Suedia, unde au făcut un 1. Spania e totuși o echipă cu mulți jucători de top. Gavi, Rodri deja au ajuns o maturitate fotbalistică. Și sunt deja niște jucători foarte buni. Spaniolii cu și Dani Olmo și Morata au o trupă foarte, foarte bună și cred că vor câștiga astăzi împotriva Norvegiei. Era și cu Haaland și cu jucătorii buni. Astăzi o să joc unul pe Spanie la 1,42. Iar meciul 3, m-am dus la un meci de tenis. Este astăzi la turneul de la Miami, pe meciul între Gasquet și Tsitsipas. Gasquet e un jucător mult trecut de 35 de ani, nu cred că mai are forță și energie. Tsitsipas e adevărat că a pierdut în primul tur la Indian Wells săptămâna trecută, dar am văzut că Gasquet a pierdut cu Alexander Fuchsovici, cu jucători destul de slabi. Acum cu Christoph O'Connell de-abia a bătut 2-1, Gasquet nu mai are energia de altă dată. Cred că Tsitsipas îl va bate destul de clar. Și am jucat handicap game-uri Tsitsipas cu minus 3,5 la 1,47. Din aceste trei cote, biletul meu are cotă de 2,96. Asta e biletul meu pentru astăzi. Iar la marcatori o să mergem astăzi la meciul dintre Andorra și România. Eu o să merg aici pe un marcator. O să-l pariez pe Alibek la 2,05. Alibek să marcheze. Este o cotă foarte bună și cred că cred că are șanse mari să marcheze astăzi. Astea sunt ponturile mele pentru sâmbătă. Dacă vă inspirați din ele, zic, hai să avem baftă.